Un bărbat din județul Gorj, în timp ce transporta cu un autotren material lemnos, fără a deține documente de transport, a fost depistat de polițiștii mehedințeni pe raza localității Baia de Aramă. Acesta s-a ales cu o amendă usturătoare, iar mașina i-a fost confiscată. În jurul zilei de astăzi, polițiștii orașului Baia de Aram, în colaborare cu secția 4 Poliție Rurală, au depistat în trafic un bărbat din județul Gorj cu o remorcă plină de lemne fără documente legale. Polițiștii au confiscat aproximativ 6,5 metri cub de material lemnos, care a fost lăsat în custodia reprezentanților Ocolului Silvic. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3.000 de lei, iar încărcătura și remorca au fost confiscate.